cei care se bucură cu adevărat pentru acest lucru. Avem o expoziție de arme medievale, ateliere de scrimă, mește șugărești, tot pentru copii, cum ar fi olărit, broderie, pictură pe mobilă, împâslit, modelare, lut și croșetat. Și, evident, un lucru foarte, foarte mișto, care trebuie privit însă puțin de la depărtare, pentru că nu e joacă, chiar dacă pare, bătălii medievale. Ușor, ușor, lucrurile încep să arate frumos aici, în cetate. Parcă am revenit în 1775. Iar mie îmi vine misiunea să vă aduc în atenție programul din această seară. Până la ora 19 avem parte de aceste ateliere în jurul cetății. Vă rugăm frumos să intrați peste tot să descoperiți tot ansamblul. Avem un concert de muzică medievală și tradițională cu Niani Cantones și peregrinii din curtea Palatului Princiar. La ora 19 și un minut fix, fix și un pic, până la ora 8, avem o șarjă în parc. Parcul cetății, dar poarta de est, bătălie. După care ne întoarcem aici pe scena frumoasă, pentru că avem invitații astăzi pe cei de la Copsality, feriți și invitații. Iar apoi o să vedem cu jocuri cu foc, un spectacol echilibriu cu trupa Hypnosis și observații astronomice. Doamnelor și domnilor, haideți să aplaudăm și să ne bucurăm pentru cea de-a 15-a ediție a Festivalului Medieval al Cetății Oradea. Nu uitați, pe tot parcursul acestei zile, cu siguranță suntem utilizatori de aplicații și de Instagram, poze, Facebook, Vizit Oradea, tag către cont și hashtagul Vizit Oradea. Thank you.